Bun, episodul al treilea. Am făcut o pauză de 5 minute. Din păcate, mi-am exercitat după primele două episoade viciul acela despre care v-am vorbit, am ieșit în curte. Nu e bun. Dar asta este, face parte dintre plăcerile, una dintre plăcerile vieții. Dar nu recomand nimănui. Ultimul episod. Am zis că vorbim despre relația dintre presă și bani. Trebuie să nu o să lămuresc, că cât să lămuresc uitându-se, citind sau uitându-se la ce spun eu, o să zică că mint, o să spună tot felul de chestii, dar e treaba lor. Și o să înjure, că eu o să pun pe Facebook aceste trei episoade și voi fi înjurat. Acum, eu vă spun o chestiune. Una e să critici pe cineva, ca să critici, el înseamnă că are niște idei și tu ai alte idei și te confrunți cu el și critici ideile și așa vii cu argumente. Alta este să înjuri. De la profesorul meu de psihosomatică știu că nu e bine să fii, și din cât am citit, că asta e, dacă am studiat domeniul ăsta la universitate. Și după aceea tot ce am citit mi s-a confirmat, teologia mi-a confirmat-o, fizica aceasta atomică mi-a confirmat-o. Nu e bine, pentru că nu e, și vorbesc ca psiholog acum, nu e bine să înjuri, să fii agresiv cu altul, pentru că pe bune se întoarce împotriva ta, se întoarce împotriva țesuturilor tale. Sigur că devii agresiv când ești frustrat. Frustrările întotdeauna trebuie să debușeze undeva. Psicanaliza o spune, o demonstrează pe mii și mii de pagini. Sunt milioane de cărți, probabil, de psicanaliză care spun chestiunea asta, dar eu vă spun simplu, nu vă faceți bine, dumneavoastră, cei care înjurați, care sunteți extrem de agresivi, dar, într-adevăr, știți cum e, poate simți că te eliberează pe moment, dar, de fapt, se întoarce și te încarcă îngrozitor starea asta. Dar unii se... Cu cine să-i compar? Cu cei care se urcă la volanul unor mașini puternice și vor să arate că sunt șmecheri, fac tot soiul de depășiri și până la urmă se întâmplă să își piardă viața sau să ajungă în cărucior. Nu e bine. Vă spun, criticați, dar nu jigniți, nu înjurați, nu înjurați. Nu doriți moartea în mesaje, nu doriți, nu vorbiți de lucruri sfinte, ca să zic așa, despre celălalt. Vorbiți despre el pe bază de statut și funcție, ca să mai știm sociologic. Adică atacați modul în care omul își exercită statutul lui. De pildă, eu sunt jurnalist, scriu articole sau vorbesc la televizor. Atacați ceea ce scriu și ceea ce vorbesc eu. N-are rost să vă luați de mine ca persoană, că faceți vouă rău. Eu sunt atâta de blindat încât la mine nu ajung. În primul rând că sunt psiholog. În al doilea rând că eu cred în Dumnezeu. Aceste două chestiuni. În al treilea rând că sunt un om mulțumit, fericit. Aceste trei lucruri fac să resping cum respinge o platoșe toate atacurile astea. Deci am vesta antiglonț, ca să zic. Dar vă faceți vouă rău. Chiar vă faceți rău. Să revin. De ce am să pun aceste trei episoade pe Facebook? O să înjure unii că asta este. Acest al treilea episod, în acest al treilea episod vreau să explic cum e cu la mine, dar cred că și la alții. Cred că vorbesc despre mulți din
presa locală. Am zis că mă refer la presa locală. Uitați cum e treaba. Din analizele pe care le faci, sunt mereu în câmpul... Deci, în primul rând, eu am o publicație cu caracter politic. Da? Se numește Criterii Naționale. Deci, eu sunt ziarist de politică. Doar de politică. Întotdeauna am fost ziarist de politică. Și la Cotidianele Generale pe care le-am făcut. În care abordam tot soiul. De la sport, la cultură, de la fapt divers, la administrație. Eu scriam editorialul, deci scriam editorial politic. Deci cu asta m-am ocupat în ultimii 30 de ani. Să nu uit să vorbesc și de cum am ajuns în presă, ca să lămurim și chestiunea asta. Și acum publicația mea este exclusiv politică. Publicăm din când în când și câte un fapt divers, când într-adevăr e răscolitor. Are o dimensiune existențială. Un profund uman, când se întâmplă câte o mare tragedie în zonă sau așa, publicăm. Dar de obicei publicăm articole politice, comunicate politice și administrative, cam în zona asta. Bun. Acum, cum se întâmplă? Cum se întâmplă acum să ne alegem partenerii cu care lucrăm? Eu conduc. Am o echipă mică, dar eu sunt șef. Altădată am avut echipe mari. Presa se făcea cu redacții mari. 20, 30, 40, 50 de oameni. Acum am o echipă mică. Eu analizez ce se întâmplă. Care sunt actorii politici? Partide, parlamentari, președinți de consilii, primari. Și îmi fac o părere despre cei care mi se par mie mai buni. Atenție că nu am iluzii și nu cred că există oameni perfecți. Nu existând, sau partide perfecte. Nu existând, plus că se mai pot schimba partidele, cel puțin. Cine crede că, de pildă, PNL-ul a fost la fel, întotdeauna greșește profund. Sau ce partide, sau PSD-ul. Una era PSD-ul Năstase, alta PSD-ul Dragnea, alta partidii, acum PSD-ul Ciolacu și vom vedea cum mai merg lucrurile. Oamenii se schimbă și ei. Am văzut oameni care au intrat în politică, au mers foarte bine la un moment dat și au întors foaia existenței lor și au făcut mari greșeli. Dar sunt unii care au o carieră oarecum, cum să zic, consecventă. Și îți dai seama cam încotro vor merge. După ce se face această imagine, scrii despre ei. Scrii despre unii pozitiv, care îți plac. Îți place cum acționează. Pentru lume. Că despre asta vorbim, da? Partidele acționează pentru întreaga națiune, președinții de consilii, primarii, și unii șefi de instituții pentru comunitățile lor și instituțiile lor. Și te poți să scrii, scrii de bine, scrii de rău, despre unii de bine, despre unii mai mult de bine, despre unii mai mult de rău. Și se apropie campaniile electorale, că au fost, slavă Domnului, în 30 de ani, nu le-am numărat, dar cred că 25 de campanii electorale. Te caută cei care au observat că îi susții. Te caută, într-adevăr, pentru contractul de consultanță și de campanie. M-au căutat și de la București. Și am făcut, la un moment dat, o perioadă consultanță pentru un partid național, vreau să zic. Poate o să mai fac. Și atunci încheie aceste mult hulite contracte, de mult hulite, dar cine nu se pricepe și cine vrea să hulească în general. Contracte de publicitate electorală sau de susținere politică sau vor unii să își publice la tine comunicatele lor, vor să comunice. Da?
Sunt primari, sunt parlamentari, sunt președinți de consilii și vor să comunice cu lumea prin intermediul publicației tale. Aici e toată treaba, că se pune problema cine a fost întâi, ou sau găină. Dacă întâi e contractul și tu după aceea te-a pus să scrii pozitiv că ăla ți-a făcut un contract, atunci într-adevăr ești în greșeală. Dar la noi se întâmplă invers. Întâi este atitudinea și după o perioadă care poate fi și de ani de zile, se încheie sau nu se încheie un contract, nu e obligatoriu să se încheie, ca să ne înțelegem. Dar unii zic așa, domne, eu cu ziaristul ăla susține aceleași valori ca mine și ca atare vreau să o facem în mod organizat, să o facă publicându-mi mie materialele mele electorale. Domne, așa se câștigă banii în domeniul ăsta și sigur mai există și publicitate economică. Noi primim de multe ori comenzi pentru a publica advertoriale și alte lucruri plătite destul de bine. Pentru că suntem o publicație serioasă și pentru că eu sunt un om pe care unii îl consideră un condei bun. Sau cunoscut. Nu știu cum mă consideră. Așa se întâmplă. Acum, eu niciodată n-am avut nevoie că se vorbește despre șantaj aici și despre alte lucruri. Nu există așa ceva. Eu n-ar rost ca și patetic să zic, doamne, să ridice mâna ăla despre care eu am scris și după aia n-am mai scris sau am scris de bine fiindcă m-a plătit. Așa ceva nu există. Eu o spun foarte clar. Mi-am mai schimbat opiniile pentru că nu sunt infailibil, nu sunt papa de la Roma, dar mi le-am schimbat că am vrut eu, nu au venit banii. Și mai e o chestiune, dacă am scris rău de un partid sau de o persoană publică, la un moment dat, pentru o anumită eroare, m-am ferit un an de zile, minim. E, la mine este delay-ul ăsta de minim un an, dar de obicei durează mai mult și durează toată viața să încheiem un contract de colaborare de orice fel. Dar fraților care înjurați, să vă spun un lucru, eu am câștigat foarte bine din presă, întotdeauna am câștigat bine din presă. Gândiți-vă că am făcut primul ziar în ianuarie 90. Într-adevăr, ziarul ăla nu a adus cine știe ce, pentru că era perioada aceea cu inflație mare. Dar după aceea, în 1994, de pildă, când am făcut ziarul de la Pitești, care a atins tiraje foarte mari, chiar uriașe pentru presa locală, ajunsese să câștig pe acte. Pe acte, da? Deci plătind impozit $10.000 pe lună. Asta este o sumă. Asta m-a ajutat să călătoresc, m-a ajutat să construiesc, să am ceea ce am acum, fără să fie nevoie de șantaj, fără să fie nevoie să mă vând conștiința. Nu mi s-a întâmplat în cele mai proaste perioade să am avut și la un ziar unde am avut doar 5% procente, într-adevăr, de ca acționar. Eram minoritar, aveam în schimb ca director de ziar un salariu de 100 de milioane net pe lună. Am primit pe contract bani ca să plec de la un ziar la alt ziar ca fotbaliștii și e vorba de mulți bani. Da? Mulți, nu foarte mulți, nu sume astronomice, nu sunt nici în caz un milionar, nu sunt un bogat, dar suficient încât să-mi asigur echilibru moral. Deci n-am alergat. Da? Am vrut să mi se plătească munca, întotdeauna țin foarte mult la corectitudine, punctul ăsta de vedere. Dacă am semnat un contract sau am bătut palma urmând să semn un contract, dacă am făcut o înțelegere, trebuie respectată, pentru că e o muncă grea asta pe care o fac eu și mica mea echipă. Dar n-a fost nevoie să alergăm după bani, sub nicio formă. Și n-a fost nevoie să ne vindem sub nicio formă.
Asta pentru cine vrea să creadă, pentru cine nu și pur și simplu vorbește așa, fără să cunoască nimic, e liber să o facă. Cred că am rămas dator cu o chestiune, pentru că de multe ori am citit despre mine apelative de genul comunistule, ziarist comunist și așa mai departe. O să lămurim și această chestiune. În primul rând că este foarte greu să îl faci comunist pe unul care a avut în județul Vâlcea, unde sunt eu născut la Râmnicu Vâlcea, în centrul orașului, să-l faci comunist câtă vreme a avut inițiativa și curajul să aibă, împreună cu tovarășii care avem atunci, a treia firmă din județul Vâlcea, în ianuarie 1990, și am intrat în economia de piață. Da? Nu, n-ai cum să, de câtă vreme tu ești bugetar sau eu știu ce faci, sau obișnițar, sau ce vreți dumneavoastră. E greu să-l faci comunist pe unul care a făcut așa. Numai că eu am lucrat 4 ani pe acte ca redactor la ziarul din Râmnicu Vâlcea. Din 1986 până în 1989 la Revoluție. Exista un singur ziar. Ziarul ăla era ziarul Partidului Comunist. Da? Lucrând acolo, erai, prin definiție, ziarist comunist. De fapt, în România nu puteai să fii ziarist decât dacă erai ziarist comunist. Și cu asta, cred că am rezolvat problema. Am scris articole de politică comunistă. Să numeau articole de serviciu. Adică tu credeai, nu credeai în ce scrii, trebuia să le scrii. Și eu chiar aveam o înțelegere cu redactorul meu șef, cu domnul Ioan Barbu, cel mai vârstnic jurnalist din Vâlcea să trăiască peste 100 de ani, care îmi spunea așa, uite, te las să scrii ce vrei tu, și eu vreau să scriu două lucruri, despre minei și despre fotbal, pentru că am uitat să vă spun că fotbalul este una dintre pasiunile mele și am fost pe mari stadioane, m-am dus la mari meciuri în lumea asta. Am fost la un meci și în America de Sud, am fost la un meci și în China, am fost la un meci în Africa de Nord, sigur în Anglia, în Spania, în Turcia, deci mai departe. Este o pasiune pentru mine. Bun. Unde rămăsesem? Deci că am ajuns la pasiunea mea pentru fotbal. Da. Deci redactorul șef îmi spunea, te las să scrii despre fotbal și despre mineri, pentru că am fost în mină, am coborât în mină de zeci de ori, în minele de la Berbești. Și scriam și despre cei de la suprafață din carieră. Îmi plăceau oameni senzaționali. Mâncam seara cu ei, o mâncare teribil de bună. Coboram în mină, stăteam până dimineața și când urcam la suprafață, uite că tot a venit vorba despre băutură, câteodată mergeam cu ei și beam o țuică. Dar, zice, te las să scrii astea cu condiția să scrii și dacă vine un congres, o plenară, ce veneau pe atunci, să scrii și despre asta. Te rog eu foarte frumos. Și făceam acest lucru. Asta era convenția noastră. Nu puteai să fii jurnalist dacă nu făceai acest lucru. Și culmea, o făceam și cursiv. Pentru că pe timpul ăla erau jurnaliștii cu Ștefan Gheorghiu, eu n-am avut plăcerea să fac școala asta, că aveam studii la ONU și la Paris și la Universitatea București. Da, erau jurnaliști care la bază erau tractoriști, electricieni, toată stima, numai că ajunsese jurnaliști și ei credeau că sunt șmecheri, că sunt jurnaliști. Pentru mine nu era nicio șmecherie. Dar de ce m-am dus totuși la ziar? La ziarul acela dintr-un simplu motiv. Că după ce
M-am întors de la Paris, de la stagiul de la Paris. Mi s-a spus de la învățământ, eram tipul regimului comunist, să stau acasă. Să nu mă mai duc la servici, să mă duc doar să-mi iau salariu. Eram pe un post de logoped la o grădiniță. Nu-mi plăcuse logopedia, făcusem un an de zile, dar nu studiasem. În profunzime nu făcusem, făcusem o licență pe psihopatologie. Mi-au să stau acasă. De ce au făcut-o? Nu știu. Cineva mi-a zis că pentru că puseseră microfoane și voiau să asculte dacă ce vorbesc eu cu cei de la ONU și cei de la Paris, dacă mi-am vândut țara, nu o vândusem. Să ne înțelegem, era țara mea, nu mi-aș fi permis niciodată să-mi dau conștiința pe mâna unui serviciu străin, absolut, sub nicio formă, chiar cu prețul vieții, nu fac pe rău, că acum lucrurile au trecut. Cert este că am stat ani de zile acasă, citeam de dimineața până seara și cineva mi-a zis, băi, ieși de aici din chestiunea asta. Păi ce să fac? Pentru că mi-au spus să nu mai duc la serviciul meu și alt serviciu, ce Dumnezeu să serviciu să fac. Și mi-au zis, du-te la ziar. Încearcă să fii ziarist. Și m-am dus, era Gheorghe Câstea, se numește redactorul șef de atunci, acum este fiul său prefect, subprefect cu atribuții de prefect în Argeș, Corneliu Câstea, un om special și taică-său și fiul său. Și omul mi-a zis, m-am dus cu o cronică, a apăruse raportul Tinbergen la editura Politică, raportul Clubului de la Roma despre resurse și limita resurselor. Și scrisesem o cronică de o jumătate de pagină din asta de ziar mare, m-am dus cu ea la redacție, a citit-o omul și mi-a zis, dacă mâine dimineață, du-te acasă, zice, dacă mâine dimineață o vezi în gazetă, mai vină pe la noi și o să devii, o să te angajezi, mi-a zis el. N-am dormit în noapte, m-am dus dimineața, am luat ziarul, era acolo, pe jumătatea de pagină, cronica mea, s-a putut interesa, m-am dus la el, mi-a dat să scriu alte lucruri, nu m-a putut angaja o vreme, pentru că tocmai nu fusese muncitor la bază și nu aveam Ștefan Gheorghiu. Ghinion, până la urmă s-a luptat, pur și simplu, acest patriarh al presei din Vâlcea, Ioan Barbu, care a lucrat cu mari ziariști ai țării, cu George Țărnea, cu Lucian Avramescu, cu alții, nu-i pomenesc pe toți aici, și s-a dus, a luptat cu conducerea de partid să fiu primit, angajat, chiar dacă nu aveam Ștefan Gheorghiu, m-au trimis să dau niște diferențe într-o dimineață. Deci trebuia să dau diferențe de limbă străină. Eu vorbeam curent, lucrasem în limba franceză și la ONU și la Paris. Și de asemenea să arăt că pot să bat la mașină. Și băteam la mașină de la 14 ani, părinții mei îmi cumpărăsă la mașină scrisă. De asta nu știu să scriu de mână. Sau scriu urât de mână. Deci așa am ajuns în presă. Comunist, nu vreau să intrăm în discuții despre sisteme. Sistemul comunist a avut multe lucruri bune. Când le povesteam colegilor mei din țările emergente, că în România, dacă termini o școală, nu contează că e profesională, ți se dă un apartament, că o carte costă, transpunând în dolari sau francezi, că o carte costă 5 lei, că nu există șomeri, că nu există cerșetori, că nu se plătesc studiile universitare. E, credeți-mă că rămâneau cu gura căscată. Rămâneau chiar cu gura căscată. Unii chiar îmi spuneau că fac propagandă. Poate sunt plătit de stat să fac propagandă. Nu, nu eram plătit. Asta era pur la adevăr. Sigur că la fel de mare adevăr era că eram teribil de îngrădiți. Adică eu visam să mă duc să văd piramidele. Visam să mă duc la Cercul Polar, la Polul Nord chiar. Astea erau vise generate de lecturi. Visam să mă plimb pe zidul chinezesc. Știam că nu pot să o fac.
puteam să mă duc în Rusia, într-adevăr, și în Uniunea Sovietică și am folosit această oportunitate, în așa fel încât bătusem toată Uniunea Sovietică, trecusem Caucazul, văzusem Ermitajul de câteva ori, dar atât. Cu privire la scris, publicasem două cărți, dar mai ales că eram în provincie, era complicat să treci de cenzură. Există o cenzură, o autocenzură și o cenzură că nu-ți publica cartea, adică tu scriei, dar să fii tu sănătos. Și țin minte că m-am apucat să scriu al doilea roman, după cel pe care îl publicasem, și pe la pagina 20 mă opream, rupeam și o luam de la început, pentru că nu dam seama că nu aveam șanse la nicio editură, pentru că nici nu intrasem într-o serie de combinații literaro-dizidente, care zic, ca să zic așa, și să fiu cunoscut în, în Occident cât de cât ca un dizident. Nu aveam eu chestia la dizidență, sub nicio formă, nu m-a prins ideea. Și apoi, cum vă spuneam, anumite lucruri mi se păreau ok în țară, mai puțin această anulare a libertății. Și deci nu puteam să scriu, trebuia să rup, în fine. N-aș fi scris cărțile pe care le-am scris dacă nu, și n-aș fi călătorit dacă nu se schimba regimul. Mai exista o șansă să intru în politica aceea. Atunci, într-adevăr, dacă deveneam activist, având talent de jurnalist, cine știe, și studii străine, cine știe dacă nu aș fi ajuns ceea ce se spune de cei care vor să mă înjure, și anume un comunist. Nu, eu am fost un ziarist la singurul ziar care exista atunci în zonă, care era un ziar comunist. Mai mult decât atât, ce aici e foarte interesant, colegii mei m-au chemat când s-a schimbat regimul în noaptea de 22-23 decembrie, să zice, hai că am întors armele, hai acum să scoatem ziarul Orizontul, să chema Orizontul Liber. Și le-am spus, hai lăsați-i pe cei care au ieșit în stradă, pe cei care au strigat jos comuniștii, jos Ceaușescu, bine și moarte Ceaușescu, ceea ce mi s-a părut de atunci, din prima clipă, o enormitate, o aberație, o prostie îngrozitoare. Lăsați-i pe ei să facă presă. Eu aveam de gând să plec în străinătate, să îi sun pe colegii mei de la Centrul ONU și să mă duc să intru. Îl cunoșteam și pe șeful departamentului, fuse profesor de migrații internaționale. Domnul Mohamed Mazuz, pe timpul ăla șeful departamentului de demografie al Națiunilor Unite, și voiam să-l sun și pe el și să-mi iau un job în demografie. Da, asta voiam să fac eu în primele zile de după Revoluție. Numai că colegii au zis, nu vrei să vii, înseamnă că ești comunistă, dăm afară de la ziar. Ăla cu care întorsese armele. Și a zis, nu mă dați afară că fac ziar privat. Au zis, nu ești domnule ziar privat. Păi există, le-am spus eu, pentru că atunci când pusesem la bursă la Paris, am sunat, de pildă, la Figaro, ca să dau un exemplu. Și am vrut să mă întâlnesc cu directorul și a venit la întâlnire cu mine. Am sunat la unde, la El, la revista El, asta care apare și acum, și voiam să învăț să mă întâlnesc cu machetatorul șef, o doamnă, Madame Bury, dacă nu greșesc, sper să nu greșesc. Că multă vreme a apărut pe copertă. Și m-am și întâlnit cu ea, chiar la ea acasă m-a primit. La Le Nouvel Observateur. Iarăși m-am întâlnit cu un redactor. Am cerut că îi citeam și voiam să mă întâlnesc cu X. Știți de ce? Nu fiindcă mă cunoștea ei pe mine. La ora asta, dacă aș suna, nu știu dacă s-ar mai întâlni cu mine, dar veneam din Est și interesa foarte mult un student la
școala de înalte studii sociale, care vine totuși dintr-o țară comunistă. Adică eu voiam să văd cum gândesc și cum lucrează ei și m-au și dus, am văzut cum lucrează la Figaro. Iar ei erau foarte curioși să vadă cum gândesc eu venind din Est. Bun. Iată că și acest al treilea episod are 30 de minute. Nu mai am, nu, nici nu mai propun. Am stat de vorbă. Cum n-am stat de vorbă niciodată, sigur, a trecut acum, cred că e ora aproape ora 2 noapte, m-am apucat la miezul nopții. Nevastă mea s-a culcat. Având chef să vorbesc liber despre toate aceste lucruri. Sigur că o viață de om nu poate fi pusă în două ore de discuții, mai ales că eu am vorbit singur. Dacă mai era cineva să mă întrebe, să mă iscodească, să mă contrazică, să-mi spună, mai aduceam aminte tot felul de lucruri, în fine. Dar ce am vrut să spun ca să trag o concluzie? Sunt un om foarte liber. Îmi cultiv această libertate. Adică nu am lăsat, dacă nu eram liber, să știți că am avut trei oferte de a deveni om politic, parlamentar direct. Un șef de partid foarte important a venit chiar la mine în comuna asta acum mai mulți ani să îmi dea loc pe listă eligibil. Nu m-am dus pentru că nu era de mine, adică nu voiam să mă regimentez. Sunt un om liber, dar în același timp un om disciplinat. Presa, doamnelor și domnilor, este o meserie extrem de grea. Extrem de grea. Și dacă nu știi să o compensezi, și anume să și trăiești în natură, cu prieteni, citind, ascultând muzică, uitându-te la un meci de fotbal, ieșind cu nevasta, să știți că dacă nu faci asta, nu reziști. Pur și simplu, nu ai anduranța necesară să faci presă. Bună sau rea, nu contează. Dar toți colegii mei care fac presă în mod serios și disciplinat, știu că este o muncă de o rigoare extraordinară. Unde nu e noapte și zi, subiectele ți le-ai permanent în cable și visezi uneori. Era o perioadă mai acum vreo câțiva ani. Mi-a dispărut sindromul ăsta. În care visam noaptea că scriu. Adică pur și simplu aveam un ecran de calculator și scriam articol. Pe care nu mi le mai aducem aminte a doua zi. Ajunsesem aici. A dispărut. Eu zic că trebuie să fii foarte disciplinat, nu-ți permiți. Eu fiind director de gazetă permanent, puteam să fac propriul meu program. Era și extraordinar de riscant să mă las în voia libertății mele. A trebuit să fiu extrem de riguros pentru că nu se putea face performanță. Cam asta voiam să vă transmit. Ceea ce fac eu, bun sau rău, încă o dată, unii apreciază, unii înjură, este rodul unei munci serioase, consecvente și responsabile, cât pot eu. Deci, atenție, nu sunt un sfânt, nu sunt un călugăr, nu sunt nici măcar preot, aș putea să fiu. Mi-am zis că n-am harul necesar pentru asta. Și poate nici aplecarea către genul ăsta de demnitate. Dar, în același timp, eu cred despre mine că sunt un om serios. Un om care se pregătește continuu. Deci, atenție, pregătirea la mine durează de când mă știu. Nu scriu fără să analizez. Am avut profesori extraordinari în economie, în psihologie, în demografie, în teologie. Profesori care m-au învățat și disciplina gândirii și m-au și orientat către cărți serioase.
ce s-a întâmplat sau ce am făcut eu din mine, nu apreciez eu și credeți-mă că și dacă aș aprecia eu, nu m-aș aprecia înaintea altora sau așa, pentru că nu-mi place. Trebuie omul să rămână totuși cu picioarele pe pământ, alții să-l judece. Probabil că am uitat multe teme, am uitat să abordez multe teme. Cea mai dragă dintre ele a fost aceasta. Îmi place să trăiesc corect, frumos, sincer, în primul rând. Îmi place cum trăiesc. Scriu într-adevăr un pic cam contundent, dar mă feresc să atac la persoană cât se poate, dacă mai greșesc sau dacă am greșit. Îmi cer iertare, dar nu e profesiunea mea de credință să fac asta. Mă iau foarte în serios, da? Foarte în serios în ceea ce lucrez, ce nu vă închipuiți de serios. Dar în același timp, viața îmi place să fie pe lângă liberă și romantică, să fie și joc. Dacă în muncă nu mă joc, viața e frumoasă să fie și joc și îmi place foarte mult cum se joacă în curte pisicile noastre și câinii noștri. Și îmi place foarte mult să vorbesc cu oameni și iubesc pe oameni. Cei care mă cred bine, cei care nu cred, este treaba lor. Nu știu cât ați putut urmări cele 3 episoade care sunt într-adevăr lungi, nu se vor mai repeta multă vreme, dar am ținut să vorbesc cu domniile voastre și mă simt foarte bine că am făcut-o. Ne revedem cu articole și în emisiuni de televiziune. La revedere!